Probabil că fiecare familie are secretele sale, dar oare oricine se poate lăuda cu ceva prețios găsit în dulapul bunicii? Într-o zi, un utilizator necunoscut al internetului a prezentat întregii lumi o comoară găsită în dulapul bunicii sale. Din păcate, nu se știe numele bărbatului și locul în care a fost găsită așa numita comoară. Se știe doar că atunci când se va decide ce vor face cu aceste exponate atât de scumpe, va apărea și o informație despre soarta lor. Iar până atunci, datorită grijei acestei familii, împreună vom putea vedea o adevărată comoară, adică foarte multe perechi de încălțăminte absolut nouă. S-a dovedit că 60 de ani urmă, rudele tânărului bărbat aveau o întreagă fabrică de încălțăminte. Acum, din cauza grateilor și geamurilor murdare, cu greu se vede denumirea magazinului. Într-o cameră din magazin s-a păstrat și scaunul pe care oamenii se așezau pentru a proba încălțămintea preferată. Acum scaunul este ascuns după cutiile pline de praf și gunoi. De asemenea, în magazinul plin de praf s-a păstrat și alte exemplare mult mai interesante. Emblema companiei și locul unde au fost fabricate este scris în engleză, iar unele de ele pot fi întâlnite și în zilele noastre. Unele modele s-au păstrat atât de bine și sunt atât de frumoase încât pot fi purtate și în zilele noastre. După spusele stăpânului, multe perechi de încălțăminte nu sunt bune de purtat, deoarece sunt pline de praf și de-a lungul anilor s-au întărit foarte mult. Cel mai mult a atras atenția la cutiile colorate pe care foarte rar le poți vedea într-un magazin. După cum a mărturisit bărbatul pe rețelele de socializare, magazinul acesta îl deținea străbunica lui. Dar când s-a îmbolnăvit, nu a avut cine să aibă grijă de ea. Noul proprietar al magazinului spune: "Eu habar n-am cât de profitabile pot fi aceste perechi de încălțări. Străbunicul și străbunica mea erau foarte grijulii și erau siguri pe faptul că toată marfa va putea fi vândută într-o zi, dar iată că acea zi nu a mai venit." Pe lângă asta, autorul zice că până acum nu atrăgea atenția la ceea ce se afla la primul etaj din casa bunicilor săi și abia acum a băgat în seamă tot ce se afla în magazin. Din păcate, bărbatul încă nu s-a hotărât ce să facă cu toată marfa bunicilor, dar există șansa ca acest magazin se va transforma într-un muzeu de încălțăminte sau probabil că marfa va fi vândută. Cred că multe persoane s-ar fi bucurat de o asemenea avere. Prieteni, voi ce ați fi făcut cu marfa și magazinul în sine? Scrieți-ne în comentarii, iar dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci puneți un like. De asemenea, dacă doriți să fiți la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul Smart Child, atunci abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări. Pe curând!